Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă 2022 s-a arătat deja că este un an dificil, atunci ce speranțe avem pentru următorul an 2023? Leu, leii vor fi favorizați în 2023, în special în prima jumătate a acestuia. Succesul îi va însoți pe lei în toate domeniile, dar mai ales în domeniul relațiilor, inclusiv dacă vorbim despre acea parte a afacerii în care conexiunile sunt cruciale. Sunt posibile întâlniri mult așteptate și bruște cu bărbatul sau femeia viselor, precum și avansare în carieră. Capricorn. În 2023, capricornii înșiși vor fi surprinși de cât de departe au reușit să pășească. Problema va fi argumentată, iar pe frontul personal, orizonturile se vor extinde total. Singurul lucru despre care avertizează astrele este să încerci să nu-ți pierzi capul și să rămâi pe linie de plutire, chiar și atunci când schimbările sunt prea abrupte și puternice. Scorpion. Scorpionii se vor întâlni față în față cu procese de transformare puternice care îi vor conduce acolo unde trebuie să ajungă. Mulți reprezentanții acestui semn vor prelua primele roluri în muncă și relații. Va fi o încărcătură puternică de energie și inițiativă, pe care cu siguranță o vei simți și vei fi forțată să o dai. Ai grijă însă de sănătate, astfel de descoperiri pot epuiza organismul. Gemeni. Gemenii vor fi foarte norocoși în 2023, vor primi tot ce s-au străduit în ultimii ani, sau chiar toată viața lor conștientă. Pentru a nu rata norocul lor, gemenilor li se recomandă să extindă sfera contactelor, să meargă mai mult și să se implice într-o varietate de aventuri, de unde va vei scoate biletul norocos. Berbec. Berbecii, în general, sunt întotdeauna destul de norocoși, deoarece dau dovadă de inițiativă generoasă și primesc fructe numai puțin generoase. Dar în 2023, un ocean de noroc se va revărsa asupra berbecului și principalul lucru este să nu fii supraexcitată. Fă-ți timp, acordă-ți timp să te gândești la condiții mai confortabile, indiferente de ce. Balanța. Norocul balanței în 2023 va fi cât se poate de ușor și nu va costa nimic. Cel mai mare noroc va veni de la oamenii apropiați și nu numai atât, de la cunoștințe întâmplătoare, care ulterior vor juca un rol important în soarta balanței. Nu îndepărta pe cei care ți reproșează ceva despre care consideri că este lipsită de sens și îndrăzneț. Această informație șocantă îți va aduce mare noroc. Toate celelalte zodii au norocul înscris în stele încă de la naștere. Află cum și în ce fel din astrograma ta natală. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!